Salutare și bine m-am găsit la un nou clip de pe acest canal. Eu sunt Katie și de data aceasta vom vorbi despre un subiect foarte drag studenților. Vom vorbi despre sesiune. Nu orice tip de sesiune, ci cea online, pentru că acum suntem în pandemie and let's be honest, totul s-a schimbat complet și sesiunea este cu totul altfel și a trebuit cu toții să ne adaptăm. În primul rând vreau să pun în lumină experiența mea mirobolantă cu sesiunea online, adică cum a fost pentru mine, ce probleme am avut, ce grijă am avut, pentru că acum, odată cu schimbarea sesiunii, au apărut și alte probleme și alte griji și să zic așa un pic opinia mea despre cum va fi sesiunea viitoare, deoarece dacă sunteți student la ASE, probabil știți că vor să o facă orală și vreau să spun și eu niște pros and cons, pentru că mereu unde sunt puncte bune, sunt și puncte mai puțin bune, deci să trecem la treabă. Voi începe prin a vă povesti experiența mea cu prima mea sesiune online, cea din anul 1, semestrul 2, pentru că acum sunt anul 2 la facultate, if you don't know that, și să vă spun prin ce am trecut, ce grijă am avut. Deci, la ASE, sesiunea s-a ținut pe Moodle, online.ase, dacă ești student, s-a ținut pe Moodle și poate că, deși a fost mai lejer, adică acum erai la tine acasă, nu mai trebuia să te deplasezi până la facultate, nu mai trebuia să stai cu alți colegi, să te simți poate anxios, chiar dacă e mult mai lejer și mult mai confortabil să dai sesiunea la tine acasă, am avut și multe emoții, pentru că cât a fost lockdown, am stat la țară și la țară internet prost, putea pica curentul, pica conexiunea. Știți și voi cum e dacă stați în zonă rurală și nu urbană și aveam atât de multe emoții să nu-mi pice internetul sau curentul cât timp dădeam testul, pentru că pe Moodle, din câte am înțeles, dacă se ia curentul sau, nu știu, se întâmplă ceva și nu mai poți să continui, se dă submit la test. Adică dacă ai făcut o întrebare din 10, se dă submit cu o întrebare din 10 și tu va trebui să vorbești cu profesorul și să-l dai din nou, adică e un stres în plus. Personal, pentru mine, da, a fost mai ok fiind de acasă, confortul locuinței tale, dar am avut atât de multe emoții să nu mi se întrerupă ceva, să n-am vreo problemă cu internetul, să nu se blocheze site-ul, să nu-și dea restart. I don't know, aveam emoțiile astea și sunt sigură că toți cei de la mediul rural și chiar și urban, why not, au avut grijile astea, pentru că e o problemă și na, nu vrei nici să te ceri cu profesorul, să explici ce s-a întâmplat. Poate unii profesori vor crede că tu ai dat de fapt submit și vrei să mai ai o încercare, să dai testul iar. Dar da, a fost sesiunea ok, a fost ok, am trecut cu bine, nu am restanțe, sunt încă la buget, era să zic bursă, sunt la buget, nu am bursă. Și acum să trecem și la sesiunea din viitor, care urmează acum în ianuarie, și să discutăm puțin. În primul rând, sesiunea fiind de acasă, let's be real, nu prea poți fi controlat la fel de bine de profesor față de atunci când ești fizic la facultate. Este logic, e ceva normal, profesorul doar te vede printr-un web, nu este în spatele tău sau lângă tine și din cauza asta probabil au apărut probleme și s-a propus să fie ținut tot online, doar că oral. Adică, nu știu, intri pe Zoom, Teams, ce folosește fiecare și să fie oral. Și m-a luat cu o anxietate maximă când am auzit oral și o să vă zic și de ce. În primul rând, haideți să discutăm punctele tari și punctele pro la sesiunea orală și apoi să vă zic de ce nu e ok, cel puțin pentru persoane ca mine. By the way, asta este strict opinia mea, dacă voi aveți altă părere, altă opinie, vă rog, lăsați-o mai jos în comentarii, fiecare are opinia lui, este normal, este firesc și să ne împărțim aici opiniile. Dar da, să începem cu punctele tari. Bun, este oral, deci nu prea mai ai atât de mult timp să copiezi, cam asta, cred că asta este logica din spatele la toată treaba, că nu mai ai timp să te informezi. Adică eu când te întreb ceva, tu dacă știi, vei răspunde imediat înapoi. E logic, nu o să stai să te bâlbâi sau să umbli cu ochii prin toate direcțiile. Cred că asta a fost logica din spate. Dacă știi, răspunzi pe moment. Înțeleg, pot să înțeleg. Nu mai sunt atâtea metode de a te informa, pentru că își dă seama profesorul dacă știi sau nu din prima. Ei, un punct slab ar fi că eu, deși știu,
Sunt o persoană extrem de anxioasă și mă pot bloca extrem, extrem de ușor. De asemenea, eu poate știu teoria respectivă, dar tu când îmi pui ca profesor întrebarea, poate o formulezi altfel și eu mai am și emoțiile alea și chiar dacă știu răspunsul, nu o să-mi dau seama cum să-l spun. Adică, spre exemplu, mă întreb dacă merele sunt roșii. Da, merele sunt roșii, știu și eu asta. Dar dacă formulez puțin altfel întrebarea și poate am și eu emoții, poate chiar dacă știu că merele sunt roșii, nu o să știu cum să dau răspunsul înapoi din cauza emoțiilor. Unii s-ar gândi că, băi, poate profesorul are o zi mai proastă sau poate se simte mai rău și poate e un pic mai arțăgos, mai nervos, mai poate nu are răbdare. Unora pur și simplu, nu știu, la mine durează să dau un răspuns uneori. Dacă știi, nu înseamnă că poți să răspunzi pe secundă, adică uneori la teste, ca să înțeleg o întrebare de la testele scrise, uneori trebuie să citești cerința și de 10 ori, câte 2-3 minute, 10 minute trebuie să citești cerința aia, ca într-un final să o înțeleg cum trebuie și să scriu rezolvarea corectă pe foaie. O altă problemă care ar putea apărea la treaba asta orală e timpul. Vă dați seama cât de mult efort ar trebui să depună profesorii ca să asculte oral pe toți. I mean, dacă pui câte 10 minute la fiecare, păi într-o grupă sunt 26 de studenți. Vă dați seama cât le-ar lua să verifice o singură grupă, dar aminte o serie întreagă, un an întreg. Adică ar lua foarte, foarte mult timp și ar fi foarte solicitant pentru profesori. Ar dura foarte mult, chiar dacă da, notarea este pe moment și poți să-ți afli nota în momentul respectiv, tot ar dura foarte mult și profesorii pe parcursul examenului oral, de la un student la altul, ar deveni din ce în ce mai obosiți, poate nici n-ar mai avea răbdarea pe care au avut-o la primul student, poate de la studentul numărul 20 deja și-au pierdut răbdarea și nu mai au timp să-l asculte cum se bâlbâie sau cum explică. Adică sunt foarte multe minusuri și înțeleg, pentru că oboseala duce la nervi, la nerăbdare, e logic. Când examenul e scris, totul se punctează. Poate nu știu chestia aia de nota 10, dar poate știu de nota 5 să o scriu. Ideea e că la oral, poate îmi pui o întrebare pe care fix pe aia nu știu. Și nu e ok, pentru că poate din întrebarea aia știu doar o bucățică să spun și poate profesorul nu o punctează deloc. Adică poate vrea răspunsul complet ca să-l puncteze. Așa când e scris, mai scoți un 0-1 de acolo, un 0-2 de acolo, un 0-3. Adică ai mai multe ușițe către acel 5. La oral, poate nu ai toate aceste ușițe, adică depinde și mult și de personalitatea profesorilor și de cum punctează ei, cum se gândesc să puncteze la oral, dar poate o să-ți fie o întrebare pe care fix pe aia nu știi. Poate fix definiția aia ai uitat-o sau fix definiția aia ai sărit-o. Nu se știe niciodată și, nu știu, tu poate ai învățat, dar ai un moment de blindness. Uiți tot, nu mai vezi nimic, cel puțin de la emoții, eu pățesc asta. Pățesc asta extrem de des, mai ales chiar și la testele scrise. Întotdeauna când primesc testul, trebuie să-l citesc o dată de două ori și să iau pauză 5 minute ca să mă calmez. Adică eu cel puțin nu pot intra direct în test. Trebuie să stau, să mă calmez, să citesc ușor întrebările, să le gândesc. Adică e un proces mai lung de 10 minute, ca să spun așa. Înțeleg că sunt foarte multe plusuri și la examinarea orală și este logic ca profesorii să dorească o examinare cât mai concisă și cât mai corectă a studenților, pentru că până la urmă, na, fiecare merită nota pe care o merită, dar cred că oral nu e o soluție genială, mai ales că sunt unele persoane care chiar învață și chiar se străduiesc, dar poate au anxietate, poate le este frică, poate le pică internetul sau curentul, poate la cuiva îi pică curentul și profesorul o să zică, ei, de unde știu că ți-a picat curentul și nu știu, n-ai scos tu cablu ca să nu mai dai testul și să-l dai iar. Adică sunt foarte mulți factori care vin și se bat cap în cap, vă rog să-mi spuneți și voi opinia voastră mai jos în comentarii. Chiar sunt curioasă care e și opinia voastră, adică haideți să discutăm că poate schimbăm așa, astfel schimbăm lucruri. Nu știu, personal mă emoționez groaznic când vine vorba de oral, nu sunt o persoană chiar așa de deschisă precum par, dar, na, acum, cum o fi? Încă se decide, nu se știe sigur.
Eu sper că v-am ajutat oarecum cu acest clip. Poate vă simțiți înțeleși prin acest clip, de asta l-am și făcut. Nu uitați să dați un like, un subscribe și un click pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postez. Le mulțumesc și membrilor că îmi sunt mereu aproape, înseamnă foarte mult pentru mine. Dacă doresc să devii și tu un membru, nu uitați să dai pe join sau alături de butonul ăla drăguț de lângă abonare. Și nu uitați comentarii mai jos, opinia voastră și ne vedem în următorul videoclip. Bye!